locuiască în apartamente cu tineri din toată Europa sau și din afara Europei, învață super multe chestii, trăiesc într-o altă țară. Tinerii și nu numai. Corpul European de Solidaritate este doar pentru tine, dar se dezvoltă și organizațiile care au și, să zicem, angajați voluntari care nu sunt neapărat în vârsta asta de 18-30 de ani. Un subprogram al Erasmus Plus, care pentru acei dintre voi care au împlinit 18 ani și care au 18 ani în următorul an, vă permite să călătoriți prin Europa și vă oferă finanțare pentru a vă descoperi pe voi, pentru a descoperi Europa și pentru a avea dimensiunea asta de dezvoltare culturală. Mergeam în schimburi de tine, ceea ce puteți să faceți și voi acum, dacă sunteți voluntari în organizații sau chiar în școlile voastre, dacă aveți profi care scriu astfel de proiecte și le câștigă, poate le propuneți chiar voi să facă asta, puteți să plecați cu colegii ai voștri într-o altă școală din Europa. Există programul ăsta prin care să studiezi un semestru sau un an într-o altă țară și partea cea mai mișto n-a fost facultatea în sine, deși și aia a fost interesant să văd ce e diferit față de România, dar a fost experiența asta în care stăteam cu oameni din efectiv toată lumea, auzeam tot felul de limbi străine care se vorbeau în jurul meu și eu făceam asta și exersam limbi străine în fiecare zi, trăiam într-o cultură cu totul diferită și pentru mine a fost chestia care m-a ajutat să mă dezvolt cel mai mult și într-un timp foarte scurt, de doar câteva luni, deci chiar recomand tuturor. Altfel, Erasmus mai are un program frate care se cheamă Corpul European de Solidaritate, prin care puteți să mergeți tot așa, pentru mai multe luni, chiar un an într-o altă țară, să faceți voluntariat. Și voluntariatul ăsta este foarte fain în sensul în care vi se asigură cazare, masă, transport și chiar și bani de cheltuială, timp în care voi faceți voluntariat într-o organizație. Tinerii și nu numai. Corpul European de Solidaritate este doar pentru tine, dar se dezvoltă și organizațiile care au și, să zicem, angajați voluntari care nu sunt neapărat în vârsta asta de 18-30 de ani. Mulțumesc și eu! Bravo. Am terminat!